De Sfântul Nicolae, fostul tenismen Ilie Năstase va primi titlul de cetățean de onoare al județului Buzău. Familia Năstase are rădăcini de câteva sute de ani în satul buzoian Sălcioara, locul unde s-a născut și tatăl tenismenului Gheorghe. După încheierea celui de-al doilea război mondial, Gheorghe Năstase s-a angajat pe post de gardian pe mașina de tezaur a Băncii Naționale, sucursala Râmnicu Sărat, pe atunci reședință de județ. Iar în scurt timp a fost promovat la sediul Băncii Centrale din București. De asemenea, străbunicul lui Ilie Năstase a fost la începutul secolului primar al comunei buzoiene Ghergheasa. De altfel, în 2002 și Consiliul Local Ghergheasa i-a conferit lui Ilie Năstase titlul de cetățean de onoare al comunei. Ilie Năstase a mai primit un titlu de cetățean de onoare din partea primăriei Craiova în 2007. În acest spirit, în luna decembrie, în data de 6, vom avea o ședință extraordinară unde îl vom face cetățean de onoare al județului Buzău pe marele tenismen Ilie Năstase. Poate mă întrebați de ce cetățean de onoare al județului Buzău. Ilie Năstase are legături cu județul Buzău. Tot pe 6 decembrie și președintele FCSB Valeriu Argăseală va primi titlul de cetățean de onoare al județului Buzău. Argăseală s-a născut pe 14 august 1955 în comuna buzoiană Beceni, studiile liceale efectuându-le în municipiul Buzău. Un buzoian care și-a din comuna Beceni, care studiile liceale le-a terminat în municipiul Buzău la liceul economic. Este vorba despre Valeriu Argăseală, care este președintele clubului Steaua, un club fanion la nivel de România și nu numai. Autoritățile buzoiene nu exclud că în viitorul apropiat să confere titlul de cetățean de onoare al județului și fostului finanțator al echipei FC Vaslui, Adrian Porumboiu. Născut în comuna buzoiană Beceni, Porumboiu a fost unul dintre cei mai mari investitori în agricultură din sud-estul Europei.